Visul s-a împlinit, privește la tine, Iosif, vom fi alături de tine, ale, ale, ale. Acum ești invidiat, căci haină scumpă ți-a dat și un vis te-a transformat, ale, ale, ale. Animatorii, preoții și surorile din parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din Iași au organizat în perioada 27 iunie, 8 iulie, grev și campus pentru 120 de copii cu tema Iosif cel Milostiv. Activitățile grevului s-au desfășurat la Iași în perioada 27 iunie, 3 iulie. Pe parcursul acestor zile, copiii s-au bucurat de jocurile zilnice, de Sfânta Liturghie desfășurată în cadrul zilei de 29 iulie de Sfântul Petru și Paul, de filmul vizionat intitulat Viața lui Iosif, de drumețiile prin pădure, de plimbare în Parcul Copou, dar și de olimpiada organizată în a șasea zi de grev. Duminică, după Sfânta Liturghie, de la ora 9, copiii au prezentat în fața părinților un scurt moment în care doreau să transmită ceea ce au învățat ei pe tot parcursul acestei săptămâni. Următoarea săptămână, copiii și organizatorii au mers la Pralea, unde a avut loc campusul. Programul campusului a cuprins drumeții prin pădure, jocuri și Sfânta Liturghie. Campusul nostru a fost reușit din toate punctele de vedere, iar pentru aceasta nu putem decât să-i mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a însoțit pe întreaga perioadă și binefăcătorilor noștri ce au făcut posibil această experiență frumoasă, mărturisea unul dintre participanți. Acum e revăzut pe toți ca la început și ei te-au recunoscut.